Arată o sticlă de vin din 1950 și este un Pinot Gris care eu, când am ajuns în unitate în 1986, l-am găsit aici. El a acumulat foarte mult zahăr și a ajuns undeva la, prin facerea vinului, la în jur de 13 volume și un rest de zahăr de 80 de grame. Vin deosebit, de o noblețe fantastică. De astfel de vinuri de colecție se bucură în mod normal oamenii cu bani, ori colecționarii. Acum, după ce fiscul a pus sechestru pe vinoteca stațiunii de cercetare de la Morfatlar, vinul ar putea să ajungă la oricine și permite să plătească pe el prețul cerut de fisc. 11.000 de sticle vor fi scoase la vânzare de către fisc din diferite soiuri și diferiți ani de producție. Celebre sunt producțiile anilor 1968-1969. O sticlă de vin din acești ani ajunge la 200 de euro. Cine consumă vinul din astfel de vinuri? Astfel de vinuri? De vinuri, în primul rând, oamenii cu bani sau colecționari, care nu au așa mulți bani, dar care își doresc să aibă o sticlă de vin dintr-un an. Fiscul a organizat deja o licitație pentru vânzarea sticlelor, unele dintre ele vechi de 50 de ani, însă din păcate nimeni nu a părut interesat să le achiziționeze, mai ales că există și o condiție. AJFV Constanța a organizat în data de 10 octombrie 2017 prima licitație pentru vinuri aflate în vinotecă în stațiunea de cercetare în Fatlar, Constanța. Și nu s-a prezentat nimeni, urmând la următoarea licitație scăzând cu 25%. Ele trebuie vândute toate unei singure persoane. S-a ajuns într-o astfel de situație după ce stațiunea de cercetare de la Morfatlar a înregistrat datorii la bugetul de stat. Pentru că se finanțează singură, iar subvenții nu a mai primit din 2009, deși legea spune clar că are dreptul, conducerea stațiunii nu și-a mai permis să mai achite contribuțiile sociale ale angajaților. Așa s-a ajuns la o datorie de aproape 2 milioane de lei și implicit un sechestru instituit de ANAF. Unitățile de cercetare agricolă din România funcționează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Din 2009 și până acum nu am primit nicio subvenție. Puteau să pună sechestru și pe tractoare, pe utilajele agricole, dar nu am mai fi lucrat plantațiile viticole. Puteau să pună sechestru pe aparatura de laborator, dar noi avem proiecte în derulare și nu am mai fi reușit să realizăm obiectivele acestor proiecte. De aceea noi am fost nevoiți să oferim această cantitate de sticle de vinotecă pentru a fi pusă sub sechestru. Valoarea vinurilor scoase de fisc la licitație se ridică la aproape 1,5 milioane de lei fără TVA. Cele mai vechi sticle de vin scoase la vânzare sunt din anul 1950. Este vorba despre 31 de sticle de Chardonnay în valoare totală de 21.669 de lei, ceea ce înseamnă că o sticlă de vin costă 699 de lei.